vizitele de lucru pe șantierul canalului Dunăre-Marea Neagră, Nicolae Ceaușescu lansa o adevărată provocare constructorilor brașoveni. Monstrul de 120 de tone. Ideea cu basculanta de 120 de tone a venit din zona Ministerului către uzină, ca sarcină de serviciu. Diferența tehnică și de concepție dintre ce făceam noi, camionele obișnuite, și această mașină era uriașă. Toată lumea practică următoarea soluție. Nu știu ceva, mă uit la concurență și mă inspir maxim posibil. La canal tocmai lucra autobasculanta americană Electra Hall, liderul mondial în domeniu, o bună sursă de inspirație pentru inginerii brașoveni. Cea mai complicată soluție este suspensia. La camion suspensia are arcuri cu foi. Camionele mai ușoare au arcuri cilindrice, ca la turisme. Ei, dar ăsta, care avea 200 de tone greutate totală, deci vă dați seama, pe o roată, 50 de tone. La suspensie s-au realizat doi cilindri telescopici în interior și în interior s-au pus niște plăci speciale din cauciuc. Și prin elasticitatea cauciucului se crea acea cursă de ridicare și coborâre a mașinii. Dacă 120DE avea 10 metri lungime și 5,4 înălțime, roțile 3,2 metri diametru, iar bena 35 de metri cubi. Dezvolta 1100 de cai putere și atingea 55 de km pe oră cu bena plină. Avea servodirecție și servofrână hidraulică. Din păcate, azi nu mai există niciunul din cele 11 exemplare din țară.